Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Zacheu își face un prieten. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 8, cu versetul 29. Totdeauna fac ce este plăcut. Dar înainte să începem povestioarea noastră, împreună mânuțele și ne rugăm. Scump Iisus, îți mulțumim pentru povestirile biblice. Te rugăm să ne binecuvântezi pe măsură ce învățăm mai mult despre dragostea ta. Amin! Povestirea de astăzi este despre un bărbat scund pe nume Zacheu. Omul acesta strângea bani pentru romani, dar el obișnuia să adune mai mult decât trebuia. Banii care se adunau în plus îi păstra pentru sine. Atunci când luăm ceva care aparține altcuiva, furăm. Cele 10 porunci ne învață că furtul este un lucru rău. Tâlhăriile cauzează multă tristețe în lumea noastră. Zacheu știa că ceea ce făcea era greșit, ba chiar începuse să îi pară rău, fiindcă furase. Într-o zi, Zacheu a aflat că Iisus urma să treacă prin apropierea casei lui. Zacheu era entuziasmat, el dorea să îl vadă pe Iisus. Voia să stea de vorbă cu Iisus, dar nu era sigur că Iisus va dori să stea de vorbă cu el. Cei mai mulți oameni nu îl plăceau pe Zacheu pentru că era un hoț. Zacheu s-a dus pe drum pe care trecea Iisus. Erau atât de mulți oameni acolo încât Zacheu nu putea vedea peste capetele lor. Așa cum am amintit mai devreme, el era micuț de înălțime. Cum aș putea oare să-l văd pe Iisus? S-a întrebat Zacheu în sinea lui. Mai apoi i-a venit o idee. Pe drumul pe care urma să treacă Iisus era un copac mare. Copacul avea ramuri uriașe care atârnau chiar deasupra drumului. Zacheu a alergat la copac. El purta haine frumoase, dar nu i-a păsat. S-a cățărat imediat sus pe o creangă care atârna deasupra drumului. Mulți oameni care treceau pe acolo și vorbeau cu Iisus erau ocupați cu vorba. Zacheu era ferm convins că nimeni nu-l va observa. Dar când Iisus a trecut pe sub copacul cel mare, s-a oprit și a privit direct la el. Zacheu a fost foarte surprins când Iisus s-a oprit sub copac. A fost și mai surprins de privirea blândă și de cuvintele prietenoase ale acestuia. Ce a spus Iisus lui Zacheu? Hai să citim Luca, capitolul 19, cu versetul 5. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Oamenii care îl însoțeau pe Iisus au fost la fel de surprinși. De ce s-ar duce Iisus în casa lui Zacheu? S-au întrebat unii pe alții. Oare Iisus nu știe că Zacheu este un hoț? Dar Zacheu era foarte, foarte fericit. Iisus îi știa numele. Iisus dorea să meargă în casa lui. Zacheu s-a grăbit să se dea jos din copac și s-a dus lângă Iisus. El i-a mărturisit lui Iisus că îi părea rău pentru că furase. Mai apoi au mers împreună acasă la el. Lui Iisus nu îi păsa ce credeau oamenii. El știa că Zacheu regreta faptul că furase. De asemenea, Iisus știa că Zacheu dădea înapoi banii pe care îi furase. Zacheu era bun cu oamenii săraci, care aveau nevoie de mâncare și de haine. El se schimbase. Înainte de a-l întâlni pe Iisus, Zacheu știa că oamenii nu îl plăceau. Dar Iisus îl iubea pe Zacheu și Zacheu îl iubea pe Iisus, așa că a pregătit o mâncare specială pentru a-și arăta dragostea. Ți-ar plăcea și ție să îl inviți pe Iisus în casa ta? La fel cum a făcut Zacheu? Când citești povestiri biblice și te rogi, este ca și cum l-ai invita pe Iisus în casa ta. La fel cum a făcut Zacheu. Când citești povestiri biblice și te rogi, este ca și cum l-ai invita pe Iisus în casa ta. Când îți ajuți părinții și ești bun cu frații și surorile tale, este ca și cum l-ai invita pe Iisus să îți viziteze casa. Haideți să-L invităm pe Iisus astăzi în casele noastre. Împreună mânuțele și ne rugăm. Îți mulțumim, Iisuse, că ne iubești atât de mult. Te rugăm să ne vizitezi casa. Noi alegem să îți aparținem. Te rugăm să ne ocrotești de satana. Amin. Fiți binecuvântați.
Domnul cu voi!